O cafeluță neagră, ca astăzi, vinerea neagră. Bună dimineața! Cafea de pe buymeacoffee.com/nicubende, dată de Cipri. Mulțumesc! Mulțumesc, Cipri! Și tuturor celor care urmează să dați cafele, vă doresc spor și putere financiară. Despre bani e vorba asta, stimații mei, abonați și neabonați. Despre bani. Astăzi putem cumpăra cu bani puțin lucruri importante, că e așa numită zi a reducerilor. Astăzi este Black Friday, dar știți voi asta, deja le aveți puse în coșurile virtuale, așa-i? Vi spline coșurile virtuale, ce ați pus în ele? Electrocasnice, de toate, de toate. Reduceri mari, mari reduceri. Avantajul la cumpărăturile online e că poți sta îmbrăcat oricum vrei tu în casă și în chiloți. Faci cumpărături. Ar fi mai nasol să mergi la magazine, la hipermarketuri, la mall-uri și să fii în lenjerie intimă și să mai cumperi câte ceva. În casă nu te vede nimeni. Mai mergi pe la bucătărie, mai vii la calculator, mai comanzi ceva. Mai faci ceva de mâncare, mai comanzi ceva. Mai speli una, mai faci. Ăsta e avantajul cumpărăturilor online, dar aveți grijă că e și vineri 13 și cum suntem noi un popor de superstițios și mai ales de ghinioniști, să nu vă treacă o pisică în fața tastaturii că se anulează comanda și am avut multe emoții în dimineața asta, mi-am verificat telefonul să fie încărcat, să meargă internetul, să mă trezesc în primul rând să fac filmarea. Vineri 13, nu știi ce ți se poate întâmpla, domnule. Și așa suntem noi cu ghinioane, așa, păi vineri 13, e ziua, e mama ghinioanelor, mama zilei ghinioanelor. Dar dacă ați intrat pe canal și mă urmăriți, înseamnă că toate lucrurile sunt bune. Totul este ok, totul este în regulă. M-am uitat și eu un pic pe la reducere. Acum să vă spun drept, nu sunt mare fan. Că știți cum e? Cu o lună înainte ridică prețurile și după aia se laudă că dau reduceri de 60, 70, 80%. Tocmai în ziua asta sau în zilele următoare. Nu-i prea corect, dar așa se întâmplă. Black Friday 2020. Dacă stăm un pic să ne gândim bine, tot anul a fost un an Black Friday. Păi nu ne-au fost reduse libertățile, nu ne-au fost redusă mișcarea, nu ne-au fost reduse concediile, spectacolele, nu ne-au fost reduse toate micile plăceri ale vieții din cauza acestui nenorocit de COVID. Deci ce mai contează o zi în plus sau un minus de reduceri când tot anul ăsta ne-a fost redus? Eu zic că anul viitor să fie mai bun. Asta doresc și asta să-l reducem, să-l scoatem din CV-ul nostru. Am văzut, repet, m-am uitat și eu un pic, reduceri mari la haine. 70-80% reduceri la haine. Să rămână Tantian. Nu știu, Tantian, ce site o fi intrând, dar poate ia și dânsa ceva la reduceri. La haine reduceri mari. Păi normal. Iar urmează o perioadă în care o să stăm în casă, deci dacă nu avem haine frumoase să le schimbăm ca să ne ridicăm moralul, ce să facem? La papuci, reduceri mici. Geaba vii, geaba reduci, geaba rup niște papuci. De ce-ți reduceri mici? Că iară nu o să ieșim prea multă vreme. Dacă ne bagă ăștia la lockdown, degeaba ți-ai luat pantofi frumoși, degeaba ți-ai luat cizmulițe frumoase, că n-ai unde să le porți. Reduce numai și la ceasuri, că stai, e bine să ai în fiecare cameră, dacă ai mai multe camere, e bine să ai câte un ceas, să te uiți, bă, mai trece o oră, mai trece o zi, mai trece un an, mai trece, reduceri bune peste tot. Cafea de la Cipri, mulțumesc. Și soacră mi-a zis că astăzi îmi gătește la reduceri, adică fără pâine. Încercăm și asta. Și eu vă ofer astăzi de Black Friday, un video redus. Nu vorbim 10 minute, vorbim numai 8, ca să aveți timp să băgați în coșuri. Mai nou, vedeți că se schimbă vremurile, la ofertă sunt și teste de alea, PCR. Teste, ce am ajuns să ne luăm detergenți, dezinfectanți, teste PCR. Ca pe vremea lunea Nicu, să luăm teste PCR și să le dăm la tot poporul. PCR-ul salvează... PSD-ul era să zic. Mă, ăștia de la PSD fac ce fac... Și în Dâmbovița, unde șeful Titus Corlățean, au reușit să scoată de pe bannerele Alianței USR Plus sloganul ăla, o România fără hoție. O zis că e ceva jignitor la adresa noastră. Vă dați seama, domnule, un slogan electoral, o România fără hoție. Știi că nu așa o să se întâmple, știi că în România nu poți trăi fără un pic de hoție. Acum au și scos asta de pe bannere. Ai de capul meu, nu poți scoate hoția din om, poți să o scoți de pe banner. Și acum, ce o să pună pe banner? Cu un picuț mai puțină hoție, mai reducem și din corupție și... Teste PCR. Poți comanda teste PCR. Îți iei un set de 100 de teste, cu 100 de lei mai ieftin,
Și apoi tătă iarna o să ne scobim în nas. Îți bagi testul ăla în nas să vezi. Am guvid, n-am guvid. Am guvid, n-am guvid. Eu zic că numai ne stresăm degeaba. Eu nu mi-aș lua așa ceva. 54% dintre români au spus că o să-și facă cumpărături online de Black Friday. 54%. Restul de 46% săraci abia vor plidi cu livrarea în următoarele zile și săptămâni. Dar ce credeți? Azi faci comanda, primești de Sfântul Nicolae. La cum se mișcă unele firme de curierat, e bine să știi cum e moda și la anul. Atâta întârzie. Nu știu, să vedem. Dar din solidaritate, cardul de sănătate care se află alături de cardul bancar în pormoneele multor români, a început să ofteze și el. Cardul de sănătate oftează când vede cum se golește cardul ăla cu bani, cu depozite. Da, păi românul cumpără, nu? Suntem o societate de consum. Dacă îți mai dă, dacă îți mai scoate ochii și cu un pic de reducere, ăla ești, ești clientul lor. Clientul nostru, stăpânul, nu e așa, al nostru. Da, ziceți voi că te vorbim aici și de multe ori primesc la comentarii replici de genul: domnul Nicu, bine ar fi să vă audă cine trebuie. Că noi vorbim aici, noi comentăm, dumneavoastră spuneți, dar bine ar fi să vă audă cine trebuie. Ei, uite că așa ușor, ușor mai aud oficialitățile. Ci că pătronsonul Sebe Șturda al Autostrăzii Transilvania se lucrează în draci, se lucrează cu sute de oameni, zeci de utilaje, trei firme contractoare, contractante, și-au pus motoarele în mișcare. Se toarnă la asfalt, se fac parapeți, se pună, vedeți? Și ca anul ăsta se termine tronsonul ăla blestemat, că parcă și acolo a fost tot timpul Black Friday, că numai nu se ridica autostrada cum trebuia. Vedeți? S-au pus lucrurile în mișcare. Și prin Moldova, undeva o porțiune de autostradă sau de drum expres, mă scuzați, nu știu exact, și acolo, pe porțiunea aia, se lucrează bine. Vedeți că se poate. Datoria noastră e să le atragem atenția, că își aduc ei aminte că nu, trebuie să facem ceva cu banii aia, nu-i putem fura pe toți, adică o Românie fără hoție. Mai rămân ceva bani ca să și construim. Da, de asta zic, că până putem vorbi, punem situația pe tapet, spunem lucrurilor pe nume. Mulțumesc, Cipri, de cafea. Până am vorbit eu aici, voi deja ați mai pus de 2 milioane în coș. Ei, ei, ce vă mai place să cheltuiți? Păi dacă vin sărbătorile, vine Sfântul Andrei, Sfântul Nicolae, Crăciunul, Sfântul Ioan, Revelion, trebuie să cumpărăm, trebuie să avem lucruri noi. Măcar astea ne mai mângâie sufletul, că la ce an am avut, anul 2020, tot a fost o vinere neagră. Să-l uităm cât mai repede și să intrăm cu bine în 2021, asta îmi doresc și asta vă doresc pe cuvânt. Că avem hoție, că n-avem hoție, dar măcar să avem sănătate și... Na. Vedeți, în weekendul ăsta, de la 11 până la 5, trebuie să avem declarație dacă ieșim, da? Deci dacă aveți o urgență, să aveți și declarația lângă voi. Că deja se dau amenzi serioase. Au pus ăștia de la minister ceva perle. Tot timpul noi trăim dintr-o perlă într-alta, pe cuvânt. Au pus niște perle de genul scuze ale celor care nu au declarație la ei pe timp de noapte. Unul s-a scuzat că mai trebuie să alerge 500 de pași ca să primească un bonus de la telefon. Unul a zis că nu mai trece strada, că acolo stă gagică să și are televizor și el n-are. Dar cea mai simpatică și cea mai nevinovată, eu nici nu l-am menat pe om, zice: domnule, degeaba am declarație la mine că eu scriu urât. Nu o pot completa că eu scriu urât, vedeți? Și apoi de acum, de când se face teleșcolă, școală hibrid, școală online, credeți că vor mai învăța ai noștri tineri să scrie frumos? Totul va fi online. Când se ieși online, îmi pare rău. Scriu urât. Scrieți acolo, după dictare, încă o plasmă, o putină de varză, pe vremuri ce se lua de la Black Friday. Țin minte că într-un an și-a luat un om un cazan de țuică și 200 de metri de sârmă ghimpată. Cumpărase omul la ofertă într-o zi de vineri de asta, vineri neagră, vinerea neagră. Și m-am gândit că e legitimă cumpărătura lui, că dacă am cazanul meu, vorba celor de la Desperado, ca să nu-ți intre nimeni peste cazan, trebuie să pui în jurul lui și niște sârmă ghimpată. Nu vă mai rețin, vedeți, am zis că fac un video la reduceri, dar uite-te că iară ne-am întins spre 10 minute. Cumpărături cu plăcere, să le folosiți cu bucurie, cu folos, cu sănătate. Weekend plăcut vă doresc, să ne vedem cu bine de la 10 dimineața luni.
dar până una alta ne vedem și mâine, de pe la vreo 11, tot aici, cu niște filmulețe din tinerețile mele și ceva mai actuale. Numai bine, scuze de deranj, shopping cu folos, cu plăcere și cu multă satisfacție materială. Ciao!